O companie italiană vrea să deschidă în țara noastră o fabrică de producere a hârtiei igienice. Produsele vor fi orientate spre export, iar investiția va fi de aproape 4 milioane de euro. Anunțul a fost făcut chiar de președintele firmei italiene în cadrul unei întrevederi cu viceministrul economiei și infrastructurii Vitalie Iurcu. Fabrica va urma să fie deschisă în zona economică liberă din Otaci. Autoritățile susțin că firma italiană va beneficia de facilități pentru a-și dezvolta afacerea. Grupul italian este unul dintre cei mai mari producători din lume în domeniul producerii și prelucrării hârtiei. Cifra de afaceri depășește anual 200 de milioane de euro.